În salonul Carol I al Bibliotecii Centrale Universitare din București a avut loc ieri seară lansarea volumului Femei remarcabile din România și din Peru. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Peru în România și Fundația Universitară Carol I cu ocazia împlinirii a 80 de ani de relații diplomatice între România și Peru. Volumul Femei remarcabile din România și din Peru, lansat ieri seară la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, conține 80 de portrete ale unor personalități feminine care au marcat istoria celor două țări. Sigur că ar fi fost mult mai multe astfel de doamne importante pentru cele două țări care ar fi meritat menționate, dar noi ne-am oprit la 40 din Peru și 40 din România pentru a aduna 80 de personalități pentru cei 80 de ani de relații diplomatice care se împlinesc acum. Cartea este bilingvă, jumătate trece în revistă cele 80 de personalități în limba română, cealaltă jumătate în castellano, spaniolă. Și avem, iar de menționat, faptul că cei doi ambasadori, excelența sa, domnul ambasador Gabriel Gafița, care este la post la Lima, la ora de față, și doamna Maria Eugenia Echeveria, care este ambasadorul Republicii Peru în București, au câte o contribuție de o pagină și jumătate. Este o simetrie perfectă și credem că prin punerea în valoare a sufletelor acestor notables mujeres del Peru și de România, facem un lucru mai important decât să semnăm tratate care adesea nu sunt respectate. Punțile sufletești sunt cele mai importante, diplomația culturală este cea care importă în cazul dat. Istorie și reforme, știință și mediu, arte și sport sunt cele patru capitole ale volumului aniversar, tipărit în 80 de exemplare. Între personalitățile feminine din România care se regăsesc în paginile publicației, se numără doamna Chiajna, Sfânta Teodora de la Sihla, Regina Maria, Simona Halep, dar și academicianul Maia Simionescu. Nowadays, we know that if we... În prezent știm că încurajarea femeilor în toate domeniile contribuie la dezvoltarea sustenabilă. Suntem în procesul de a elimina obstacolele din calea egalității de gen pentru a oferi femeilor posibilitatea de a contribui la crearea unei lumi mai bune. Am vrut să arătăm că, dacă aceasta este situația în secolul 20, au existat femei în istoria statelor Peru și România, care, în ciuda luptei pe care au avut-o cu practicile și obiceiurile de atunci, dar și cu piedicile puse de legile discriminatorii, au avut o contribuție la dezvoltarea domeniului lor de activitate. Vrem să arătăm cât de importante au fost aceste femei și să le oferim drept model pentru femeile din prezent. Sub genericul 80 de ani de relații diplomatice România-Peru, tot în salonul Carol I al Bibliotecii Centrale Universitare din București, a fost vernisată o expoziție de documente istorice din arhivele Ministerului de Externe. Expoziția 80 de ani de relații diplomatice dintre România și Peru realizează o trecere în revistă a principalelor momente din istoria relațiilor dintre Republica Peru și România de-a lungul ultimilor 139 de ani de la recunoașterea independenței României de către Republica Peru și a 8 decenii de la stabilirea relațiilor diplomatice între țările noastre. Am punctat personalitățile importante din istoria și din diplomația ambelor țări, cu accent pe momente precum vizitele oficiale, semnarea unor tratate, convenții bilaterale între cele două țări. Avem documente extraordinar de frumoase și de interesante din arhiva Ministerului de Externe, precum scrisoarea președintelui peruan prin care se recunoștea independența României ca răspuns la notificarea transmisă de regele Carol I. Avem documente care relatează raporturile dintre cele două țări în perioada interbelică și ulterior, după 1945, documente privind vizitele șefilor de stat. Legăturile oficiale dintre România și Republica Peru datează încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Peru numărându-se printre primele state latinoamericane care au recunoscut independența României. Relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost stabilite la 10 octombrie 1939 la nivel de legație.
Ele au fost întrerupte în martie 1942, în contextul celui de-al doilea război mondial și restabilită ulterior, la 9 noiembrie 1968, la nivel de ambasadă.